Băi, Florin, spune-mi, te rog, 10 filme pe care toată lumea ar trebui să le vadă măcar o dată în viață. 1. Gladiatorul, unul dintre cele mai bune filme de acțiune, aventură și istorice făcute vreodată. Al doilea film, 12 ani de sclavie, un film de dramă bazat pe o poveste reală. Pe 3. Băiatul în pijamale vărgate, un film care o să vă rupă în două. Pe 4. Troia, un alt film istoric de dramă cu acțiune și aventură pe care trebuie neapărat să-l vedeți. Miracolul din celula 7, cred că l-a văzut toată lumea, dar dacă mai există o persoană care nu l-a văzut, trebuie să ajungă clipul ăsta la ea ca să-l vadă. Pe 6. Forrest Gump, un film de dramă și dragoste care are și aventură și ne arată câte sacrificii se pot face pentru dragoste. Pe 7. Saving Private Ryan, un super film de război. Pe 8. Awakening sau Revenind la viață, un super film de dramă bazat pe o poveste reală. Gun Girl, un film foarte psihologic cu dragoste și dramă și foarte mult mister. Pe 10. Invincibili sau The Intouchables, un film bazat pe o poveste reală de dramă